Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale pe Maneles, Draft Chest, Întârziaticus, Tractoricus, magie, Harry Potter style sau ceva în genul. Încă un Draft Chest aici și a plus încă niște chesturi șmechere. O să mai vină încă un cont sau două cu chesturi șmechere, deci o să fie un episod destul de barosan pe deschis și alte chestii. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like-ul. La 1500 like-uri, suntem super mega forță. Și super mega important pentru cei care poate n-ați fost ieri pe live sau n-ați fost ieri la episodul cu draft chest-uri sau la episodul cu jocul nou. Dacă vreți să dați un download, aveți un joc gratuit în descriere. Cu chestia asta mă ajutați pe mine în mod direct și l-aveți și în comentarii dacă nu dați cumva de codul ăla. Dacă voi downloadați jocul, eu o să primesc o sumă de bani, voi îl downloadați gratuit, deci n-aveți absolut nimic de pierdut, doar de câștigat. Un joc gratuit voi și practic eu niște bănicei corecți. Bun, hai să vedem ce se întâmplă aici și sper să dea o legendară, că altfel e destul de pârjales acest draftonesc chest. De filmat, filmăm, totul este bine, îți crește ofertarea aici și au. Bănicei. 39 oare cât e din astea, cred că trebuie să dai mai multe comune, deci s-ar putea să nu fie legendară. Sau s-ar putea să fie legendară, clar alegem pe ăsta, scârțarul. Și este legendară totiche. Bun. E clar că iau peci, pe coaie, pe coloaie, ceva. Doamne peci, pentru că totuși are imediat 100. Și legendarele. Hai mă cu un din ăla, un magical. Superb. Evident ăsta n-are rostul mai pentru că are deja 2 din 2. Luăm pe Chonghi. Mega scrofa. Perfect. Bun, asta nici ofertare că-s curios. Atât nimic. Nu trebuie să aibă. În fine. Lăsați așa, nu știu ce. Oh, și are și banditea de level 3. Nice. Din ăsta. Hai că luăm și ăsta. Aici văd că nu. Oh, Protect Challenge, auzi. Deci, mamă, de ăsta cu bani. Interesant. Nu au să mi placă. Cred. Stai. E ready for the upcoming channel la play in the prologue channel with the deck script. Ah, băi, iar din astea cu creatii de Ionel și pătrăul ea bine. Am înțeles. Deslone și alte frăgeliuri. Hai. Legendara este mini scârțarul. Bă, și ce urât s-a văzut aici. Ceva corect de aici. Tombărelul, mega minionul. Discoteca și mortalul este Crown chest-ul. Goldianu, Gemones, Bomber scârțarul, Heal, Knight din nou, bă, da, văd că am dat Knight de rupă. Rage, Totica. Oh, și aici un magical chest, nice. Bănicei. Hai că l-am prima dată pe ăsta că, na, cine și poate acolo dă un super magical după aia sau un legendary king chest. Skillet Dombăriel. Tombstone, Valkyrie, Elixir Collector. Bun, e clar nu o să dea legendar pentru că trebuie să mai dea comune și epice. Flying Mașinei, Chei, Veciul Zburător și Ciorogârle Suri. Plus Dark Prince, putea să dea niște patch ca să-și facă omul pe ca la 7, da? Cred că nu vrea. Să fie oare aici Norocosul, Pătărăicusula, Supozitorul, e clar nu e nici aici. Tanker, Ciorogârlesuri din nou, Goblinaș, încotură de rare și epice. Omul de zăpadă și Durexan, bine și ăsta. Ok, mai deschid game-ul chest, perfect. Goblin Barrel, nice. Bam, Valkyrie Bagabonte. Și cred că după asta o să dea Giant chest, că parcă așa m-a rușit Cycle-ul. Minion Horde, Mortal. Înghețată pe botă și muschetira. Vagabond. Super magical, nice, mapă. Putea să-mi dea și mie așa. Ok, și o pecă. Not bad. Am uitat de clan chest. Dar n-am uitat degeaba, o să fie cu noroc bordelul. Eslones, Cannon, Pușca Leonel, Bats, ok, de faci. Giant și nu puteau să fie 3 peci. Ok. Să mergem mai departe, ue, să vedem ce mai este și pe Alcond, ue. Aici și avem niște chesturi un pic mai grăsane. Bine, gen astea de aici, că evident aici nu avem un draft chest. Ia să vedem ce e aici și nice, super magical. Deci avem aproape garantat două legendare. De aici sigur ne dă, din super magical ar trebui să fie. Ăsta,
Mai ceva și pe aici, nu, bun. Hai să vedem. Luăm un giant din ăsta, poate dăm un porc ceva. O scrop. Nu m-am uitat să văd ce decurare. Fryer Spirit, Chorogirless, Fanta și Bomberman Tower. Bine. Ok, am înțeles cum stă treaba acolo. Gemones, Fryer Spirit din nou, Vizardo, ok, că totuși e ok dacă îl are la un level mare. Kanker și Valkyrie. Clan Chest. Ia. Dai nenea Clan Chest și eu. Uite-vă care pompă destul de barosa, nu. M-a sunat asta, aoleu. Level 7, Goblin Ganguri. Fătărăi cu Sula. Elite Kanker din nou. Omul de zăpadă. Și avem legendară din Clan Chest. Ok, frate, și solo văstre. Și un legendar cât de scusă pici. Eu zic că dă Magic Archer. Dă băudat un Magic Archer, trăznilor. Am deschis... Deci am deschis 21 de draft chesturi, am deschis nu mai știu câte magical chesturi, câteva legendary chesturi, câteva super magical, câteva legendary kings chest și nu au dat încă niciun fătără din ăla. Bine, și nu e gen că între mine sau că e fine sau că e super tare sau chestii. Pur și simplu legendară nouă și ar arăta bine într-un thumbnail, zic și eu. No. Bănicei, discoteci, fătărăi cu Sula, Kanker și Bagabonte. Bă, măcar discoteci, Bagabonte și adică... Măcar e o combinație acolo. Ia. Poate ăsta magiculosul cu Magic Archer. Magic, că e de pace. Canon, Fireball, Elite Kanker, Arrows, cuptorul cu microunde și Dark Prince. Prințul întunecăcat. Bun. Ce credeți că o să pice de aici, în afară de Magic Archer? Că nu vrea să-l dea. E deblocat, nu? E așa și plouă deblocat deja. De ce e deblocat? Trebuie să pice, fătărău. Hai bă, tot, îi dă o dată Magic Archer. Ăsta, ăsta trebuie să fie, n-are cum să nu fie. V-am zis, nu, adică... Să mă înșel niciodată. Exact Magic Archer. Bun. 100% după ăsta trebuie să dea Golden Chest, adică n-are cum să dea încă un chest super șmecher, cred. Dar totuși să vedem, vine și a treia legendară. Vizardo, Bombermanul, Chorogirlessuri, Potter, Golem. Ok, da și legendară, nice. Lightning și Magic Archer. Heidiman. Yay! Magic Archer, când e liniat. V-am zis că de Golem era cool, mi-a frate, de tot. Ceva jmen. La partea bună e că avem de deschis și chestul ăsta. Gemonesul și alte vrăjeli. Knight, Zopica, Skeleton Raton și o trupă corectă de porci. 5 gang, ați văzut cum a venit. E boi. Magical, e ok, adică nu e cel mai rău, dar nu e și mai bun. Bun, bănicei. Și destul de ok, aș zice. Aici nimic interesant. Eu pica bă niște poși din deck și uită și Knight și chestii și Pompei, bă, e ok, părerea. Cam asta a fost episodul, fraților, nu uitați dacă v-a plăcut să plăniți și pe butonul de like-eu, luăm și de like-uri, suntem super mega forță și cel mai important lucru, să dați și voi acolo, dacă vreți, bineînțeles, un download acelui joc. Din nou v-am zis, e un link sponsorizat, deci nu are nicio treabă, nu știu, să vă fur conturile de Steam, să vă fur casele, mașinile și bagabantele, pur și simplu. E un link sponsorizat, voi downloada joc, eu primesc niște bani, voi primiți jocul gratuit și aia, toată lumea e fericită. Hai să alergăm în curgol prin Cluj sau ceva în genul. Da, mersi fain de vizionare, să aveți o seară super faină sau o zi, depinde când o să postez episodul ăsta. Salutare!